Din nou, direct, dragii mei, vorbim acum despre frica de dentist, cum poate fi combătută. Nu învățăm de la invitații noștri, domnul doctor Taner Kemal, medic dentist, competență în implantologie. Bună ziua, bine ați revenit, domnule doctor. Bună ziua, bine v-am regăsit. Și de la domnul doctor Adrian Fono, medic primar anestezie, terapie intensivă. Bună ziua, bun venit la Trește Sănătos. Ați venit în echipă, așa se întâmplă și în cabinet. Da, medicul dentist în echipă, și cel de... Lucrăm în echipă de ani de zile. Anestezist. Avem o colaborare, așa cum am spus mai devreme, care se întinde pe mulți ani. O colaborare bună, o colaborare fructuoasă și este unul din elementele de succes ale a clinicii, ținând cont de faptul că ține de parte fobia de dentist atunci când... Asta vroiam să vă întreb, dacă există frică, fobie de dentist și sigur există, dacă da, cum o recunoaștem, cum se manifestă? Din păcate, fobie de dentist a existat și există. În ultimul timp, datorită accesului la informații, accesului la medie, la media, observăm o scădere procentuală a acestei fobii, dar să nu uităm că această fobie de dentist ne ține departe de cabinetul stomatologic și astfel pacienții ajung cu probleme complicate, cu agravarea problemelor datorită acestei fobii. Amânări. Deci amânări, cu cât exact amânăm vizita la medicul stomatolog, dintr-o carie foarte mică, să zicem, se ajunge la una foarte mare, foarte dureroasă, deci iată că trebuie să ne învingem cumva teama, frica, complicarea afecțiunilor și să ajungem dentare la stomatolog. Bun. Și o să discutăm imediat în detaliu. Vreau să fac prezentarea de carte, pentru că astăzi avem această carte, Detoxifiere a ficatului în 9 zile. Organismul omului modern, solicitat constant de regimul de viață agresiv și alert, are nevoie de perioade de relaxare și curățire. Metoda Holford pentru detoxifierea organismului în doar 9 zile vă oferă soluția perfectă, spun autorii, bine țintită și ușor de aplicat, pornind de la cele mai recente descoperiri în domeniul medicinei. Metoda se pare că este simplă, eficientă și veți afla în ce constă citind această carte. Doar astăzi avem această carte de detoxifiere a ficatului 9 zile la numai 19,9 lei. Puteți comanda simplu, trimițând un SMS cu textul litera la 1771, un mesaj cu tarif normal. După trimiterea acestui mesaj, veți fi contactat de către un operator care va putea prelua comanda dumneavoastră. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs la primirea coletului. Revenind la ceea ce discutam legat de frica de dentist, fobie, clar că există. Frica care se transformă, din păcate, în fobie și atunci pacientul nu mai ajunge la medicul dentist sau fuge de medicul dentist, însă ar trebui să subliniem că nu va scăpa de medicul dentist în sensul bun al cuvântului, deoarece problemele dentare netratate, nerezolvate, nu își găsesc soluție de la sine. Bun. Totuși, spuneam încă de la începutul emisiunii că această frică, fobie de dentist poate fi combătută și asta ne-am propus astăzi să ne învățați și cred că ar trebui să începem, eu știu, pe categorii de vârstă. Poate că această frică, fobie ne vine încă din copilărie, da, nu știu, numai unei experiențe mai puțin plăcute. Să identificăm puțin cauzele fobiei de dentist, da, exact. Și aici putem începe de la ambientul cabinetului stomatologic, care are un rol foarte important. Știm cu toții foarte bine că ideea de cabinet asociată cu ideea de spital pe vechi, acele mirosuri specifice cabinetelor stomatologice, acele zgomote, deoarece această fobie are mai multe surse. E vorba de diversi stimuli externi, fie că sunt vizual, fie că sunt auditiv, fie că sunt olfactiv, mirosul de dentist, da? Produc pacientului această stare de neliniște care se transformă, se poate transforma în fobie și îl ține departe. Atunci când creăm un ambient propice, un ambient comparativ cu cel de acasă, pacientul percepe și acceptă mult mai bine ideea de a veni la medicul dentist. Dacă folosim aparatură performantă care emite zgomote mult, la frecvențe mult scăzute, folosim laserul, nu există acel zgomot de turbină, folosim fel și fel de medicamente sau materiale care nu dețin mirosuri specifice, vizual, pacientul nu vede chestii care îi produc această spaimă, atunci e clar că îl putem apropiere. Da, ține și de vârstă.
Dar să nu credeți că frica de dentist este asociată numai grupei de vârstă mici, numai copiilor. Din păcate sunt și mulți adulți, e adevărat, care odinioară au fost copii și au contactat, să zic, această frică de experiențe mai puțin plăcute în copilărie. Exact, da? Și aici vedem inclusiv inhalosedarea și colegul meu, doctorul Fonu, va vorbi puțin mai târziu de aceste metode. Important este să creăm un mediu cât mai, cum să zic, cât mai plăcut pentru pacient, din toate punctele de vedere, miros, auz, vedere, astfel încât el să prindă această încredere și de aici încolo să ne facem treaba la modul profesionist și să îi oferim pacientului, pentru că într-adevăr există această posibilitate în ziua de azi, să oferim tratamente complet nedureroase. Da. Aș vrea să completez că teama de dentist nu trebuie să devină un stigmat. Nu este ceva, nu este o rușine, este ceva natural, este ceva normal, pentru că reprezentarea pe scoarță a acestei zone este disproporționată față de alte zone din organism. Durerea în acest teritoriu este mult, mult mai mare decât în alte părți. Deci, într-un mod subconștient, toată lumea percepe aceste lucruri. Deci există o anxietate justificată. Însă nevoia de a combate această anxietate este o necesitate, pentru că frica, teama, durerea, toate acestea stimulează mecanisme adaptative ale organismului la trauma chirurgicală. În plus, un pacient cardiac care vine cu o anxietate cu tot, devine un pacient la risc. Deci el este obligatoriu să fie luat în considerare ca un pacient la risc, este obligatoriu să se facă ceva pentru anxietatea sa, pentru a se combate anxietatea. Pentru a intra relaxat. Și să discutăm de acest lucru. Anxietatea este contagioasă, dar și starea de liniște, serenitatea este contagioasă. Noi încercăm să menținem o atmosferă de bună dispoziție, să-l deconectăm, îi se pune muzică pacientului, îi se discută despre hobby-ul sale, deci interacționăm la nivel uman foarte, foarte mult cu el, exact pentru a diminua nivelul de stres. Din start acceptă mult mai ușor anumite proceduri, după care avem, sigur, mijloacele noastre specifice. Știu că mai aveți și animații foarte interesante, așa cum veniți și în emisiune. Știu că ele proiectați pacientului, se explică în detaliu tot ceea ce urmează, da, a îi se întâmpla și cred că, înțelegând lucrurile mai bine, poate reușești să-ți înfrângi teama. Exact. Ați subliniat bine. E foarte important ca pacientul să înțeleagă, să-și înțeleagă afecțiunea și să înțeleagă tratamentul pe care dorim să-l instituim. Având la îndemână un întreg arsenal tehnologic. De animații, că ați venit și vorbeam de durere și emisiune, exact, vorbeam de durere, vorbeam de propagarea unei banale carii dentare care ajunge la pulpa dentară, ajunge în zona nervului, așa cum denumesc pacienții pulpa dentară, lucrurile se complică, apare durerea, tratamentele în situațiile acestea pot fi dureroase în lipsa unor mijloace complementare și acesta va fi rolul colegului meu, să vă explice puțin mijloacele complementare de îndepărtare sau de anulare a durerii, astfel încât pacientul să nu proiecteze la nivelul scoarței senzațiile neplăcute și ele să rămână acolo întipărite. Și discutăm imediat în detaliu, avem un telefon. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, doamnă! Bună ziua, mulțumim că ne urmăriți și că ne sunați. Mulțumesc și eu pentru emisiune, pentru mulțimea de informații pe care o putem obține de la emisiunea dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumim, doamnă. Și aș avea o întrebare pentru domnii doctori. Vă ascultă. Deci am o paradontoză și m-am fost la cabinetul stomatologic. Medicul de acolo mi-a recomandat să-mi facă o ramforțare a dinților. O ramforțare, ați spus, a dinților? Întrebarea mea este, poftim? O ramforțare a dinților? Ramforțare, da. Sau consolidare. Exact. Da. Așa. Întrebarea mea este dacă e normal să rămână distanță între ramforțarea aceea și gingie, pentru că în cazul meu a rămas ceva distanță, bine, nu foarte mare, dar destul cât să mă deranjeze atunci când vorbesc, când mănânc, rămân resturi de mâncare, nu tot timpul am periuța de dinți și posibilitatea de a mă spăla după ce, știu eu, mănânc un corn sau un covric și... Am înțeles întrebarea dumneavoastră, doamnă. Răspunsul este simplu. Da, este normal să rămână acel spațiu care se lasă intenționat tocmai pentru a favoriza curățarea, autocurățarea. Dacă acea ramforsare ar fi lipită de gingie, atunci chiar nu ați mai putea îndepărta resturile alimentare. Prin acele mici spații de sub ramforsare,
introduceți, folosiți ața dentară, folosiți periuțele interdentare și nu veți avea absolut nicio problemă. Îi mulțumim telespectatorii noastre pentru telefon. Multă sănătate, sperăm să rezolvați cât mai repede problema dumneavoastră stomatologică și revenim și să-l ascultăm pe domnul doctor Adrian Fono, pentru că urma să ne povestiți legat de aceste tehnici, da, care exact să ne ajute să ne relaxăm. Spunea domnul doctor Taner Kemal ceva mai devreme când am văzut în imagini, a pomenit de inhalosedar, da. Adică avem în discuție două grupe majore de tehnici. Grupele de sedare, care pot fi orale, inhalatorii sau intravenoase, și anestezia generală cu intubație orotraheală sau nazotraheală în cazul afecțiunilor orale. Este mult mai ușor pentru chirurg ca să apelăm la intubația nazotraheală. Alegerea este în funcție de nivelul de anxietate. Deci este firesc că la un nivel de anxietate de ușor... Cât de stresat, cât de fricos este pacientul. Sigur că da. Vom apela o sedare orală. De vârstă, de starea generală a pacientului, de afecțiunile asociate, de patologia asociată, de preferințele bolnavului, de ce nu, este corect să apelăm la așa ceva, de tipul de intervenție, de durata intervenției. Să le luăm după o sedare orală, nu? Oricând, acest lucru se poate face într-un cabinet obișnuit, fără o dotare specială. Toate celelalte însă necesită, prin lege publicată în Monitor Oficial din 2010, dotare minim obligatorie și proceduri speciale. Ce ne urmărim noi? Urmărim să obținem o stare numită de sedoanalgezie, deci de sedare cu analgezie. Absența durerii, pacientul liniștit, dar cu menținerea funcțiilor cardiovasculare, cardiorespiratorii, da? Și cu o minimă colaborare. Deci este conștient, poate să răspundă. Exact, deci o sedare conștientă, așa cum se numea înainte termenul, exact, trebuie să avem o minimă colaborare. El nu are o percepție integrativă foarte complexă, dar execută ordine simple. Deschide gura, ține capul într-o parte. Și dacă nu simte durerea, Și nu simte durerea. Deci acesta este lucrul cel mai important. Este în completarea anesteziilor locoregionale. Deci, atenție, discutăm de tehnici care sunt în completarea anesteziilor locor regionale, tehnicile de sedare. Ce urmărim acum în animație, în imagini? A fost o sedare cu gaz, da? Vorbim de atunci când e vorba de intervenții mai mari, laborioase, mai complicate, atunci și tehnica de anestezie se va ajusta corespunzător. Însă, așa cum a spus colegul meu puțin mai devreme, e foarte important ca pacienții să înțeleagă următorul lucru. Aceste tehnici de care pomenește dânsul nu anulează anestezia locoregională, dar putem face în așa fel încât anestezia locoregională, care înseamnă înțepătura acului, numai că aceste ace acum sunt extraordinar de mici și de subțiri, nu pot produce frica, fobia de ac, deoarece pacientul este presedat, fie pe cale orală, fie pe cale intravenoasă. Bun, deci nu trebuie să vadă acul înainte de această presedare. Vorbim, da? De stimulul vizual. Da, nu-i arătăm acul, dar nici nu îl simte. Asta este foarte important. Bun, minunat, pentru că există foarte multe persoane care se tem pur și simplu de acea pișcătură în țepătură, oricât de fin ar fi acul, oricât de mic, în momentul în care au văzut acul îndreptat spre Și atenție, nu de puține ori bărbați de 2 metri și lați în lume. N-am vrut să întreb care sunt mai fricoși. Deci iată că bărbații ajung ceva Veriga mai greu. Veriga slaba specie, să spunem. Da. Într-adevăr. Alte metode, alte tehnici mai avem la dispoziție? Sigur că da. Dar până să ajungem să prezentăm, vreau să spun că este o mare accent punem pe siguranța procedurii. Deci trebuie să înțeleagă lumea că este foarte, foarte important pentru noi și pentru ei să iau toate măsurile pentru că aceste proceduri să fie sigure. Multă lume se teme și de anestezie în sine. Dar cum adică? Dacă nu o să respir? Dacă? Nu. Tocmai de aceea discutăm de o dotare minimă obligatorie, discutăm de un examen clinic, discutăm de analize. Aceste analize screening depistează de multe ori afecțiuni necunoscute ale pacientului. Diabet, hipertensiune, au o prevalență foarte mare în populația noastră, datorită stilului de viață. O monitorizare continuă în timpul actului operator. Deci avem oxigen pregătit, de asemenea avem truse de resuscitare. Deci toate aceste lucruri sunt într-o deplină siguranță. Deci nu se întâmplă nimic din punctul acesta de vedere, nu există riscul de a se întâmpla ceva. Suntem pregătiți pentru accidente alergice. Există oricând, nu?
posibilitatea unei alegeri. Există, cum spuneți, de pacienții tineri și de deseori se întâmplă ca aceștia să leșine la vederea a scaunului stomatologic, din ușă, pe scaunul stomatologic, numai gândindu-se ce urmează să fie. Da? Deci toate acestea sunt crize vazovagale, există protocoale, noi le avem aplicate, imediat se iau măsuri și totul se sfârșește cu bine și procedura urmează mai departe. Deci nu, nici măcar nu se amână din cauza aceasta. Știți? Avem tot felul de cazuri interesante prezentate. E o serie de animație. De fapt, ce vrem să scoatem în evidență? Sunt numai proceduri de rutină. Toate aceste proceduri de rutină, în mod normal, se realizează sub anestezie loco-regională, deci anestezia aceea locală. Însă la pacienții fricoși, cu fobie de dentist și pentru aceste proceduri de rutină, putem folosi tehnici ușoare de sedare, de liniștire, de relaxare a pacientului, astfel încât el să nu perceapă deloc experiența dentistului ca fiind una negativă și să revină întotdeauna cu plăcere. În special la pacienții copii care știm foarte bine că dacă se sperie la vârste fragede, stau departe de scaunul stomatologic, de cabinetul dentar. Și mai târziu. Exact, și ajung la o serie de probleme. Din arsenalul terapeutic, acum modern, face parte laserul. Nu mai există acel zgomot de turbină, nu există mirosul neplăcut. Freza, nu? Zgomotul pe care îl scotea turbina dentară cu freza dentară. Da. Sunt pacienți care au dezvoltat fobii la acest zgomot. Credeți-mă. Și atunci venim în completare cu alte și cu alte deci, tehnologii. Deci atât că am scăpat și de zgomot și de miros, durere și de miros. Vizual, da? Nu mai purtăm halate albe și faianța albă pe pereți, acel dulap. Da, sunt tot felul de halate colorate. Exact, contează fel, foarte iar, mult. Iar în cabinetele stomatologice special create pentru copii nici nu poartă halat, așa cum spuneați, medicul, adică are tot felul de echipament astfel încât să nu în mod pară intenționat ca un se medic, folosesc, da. Corect, se folosesc echipamente multicolore care să producă cu efecte pozitive cu tot felul, da. Vizuale, să atragă atenția copilului sau să distragă atenția copilului de la actul medical, pentru că și asta este o tactică. Însă, repet, procedurile de rutină stomatologice pot produce frică și atunci venim în întâmpinarea pacienților noștri cu tehnici suplimentare de îndepărtare sau de prevenire acestei frici de medicul dentist. Da, și acum se lucrează cu anestezia, adică nu simți intervenția medicului. Am trecut la un alt calup de animații unde vedem comentăm intervenții chirurgicale care țin de sfera chirurgiei dentare, implantologiei, care sunt de mai mare amploare și care necesită o anestezie de lungă durată, o relaxare foarte bună a pacientului, pentru că e foarte important pentru mine, ca medic implantolog, atunci când realizez o operație mare, pacientul meu să fie liniștit, pacientul meu să fie perfect, stabil din punct de vedere al semnelor vitale și de asta se ocupă colegul meu, care o să intre puțin în detalii. Da, ascultăm. Pentru liniștea actului operator, în primul rând. Deși a pacientului și a medicului și dentist. A medicului. Dacă, deci, vedeți, dacă există pacientul, pacientului este relaxat de și stă cu mintea acolo și medicul poate să lucreze în voie. Vedeți, frica acționează în ambele, exact, în ambele sensuri. Există și frica medicului de pacient, pentru că există pacienți problema. Am discutat adineori de pacienții tineri, bărbați. Din ce în ce mai mulți. Vagoton, deci care sunt sportivi, care sunt predispuși spre aceste crize vasovagale. Aceste crize vasovagale nu pot fi ignorate, de se merge până la stop respirator cu convulsii hipoxice, deci se intervine imediat și toate cabinetele din România sunt dotate pentru așa ceva. Dar există femei tinere anxioase care au, de exemplu, nivel scăzut de calciu. Ele pot dezvolta crize de spasmofilie acută care au o simptomatologie asemănătoare. Am văzut cazuri cu stop respirator. De asemenea, bărbați obezi care de asemenea dezvoltă hipoventilație, tot pe emoție, pe anxioliză. De asemenea, o problemă din ce în ce mai des întâlnită, consumatori de droguri și tineri și consumatori tineri sau adulți de alcool. Toți aceștia au reacții paradoxale. Au nivele de anxietate, au nivele vreau de comunicare. Vreau să comentăm diferite un pic, domnule doctor, ca să nu-i speriem pe telespectatori. E o glumă, nu știu ce ne-ați adus aici, că mă speriați pe mine acum. Am dorit să încheiem seria noastră de animații cu acest film antologic în lumea nu noastră a dentiștilor. Nu un film din anii 60 și care arată puțin stomatologia în trecut și mijloacele care provocau
frică, respectiv fobie de dentist. Iată, freza dentară, exact, acul, seringa și altele. Sunt de domeniul trecutului, nu mai poate fi vorba sângerările zilele noastre. Exact, da. Da, bun. E, oricum era o parodie, un filmuleț. Nu se întâmpla nici înainte așa, să fim serioși. Este cea mai bună parodie despre și cu medicii dentiști. Tocmai. Ce bine că lucrurile s-au schimbat și iată, avem acum alte alternative și vă ascultăm, domnule. Identificăm de asemenea un grup de pacienți cu depresie din ce în ce mai frecvent. Ori depresia este o realitate și are implicații pe terapia durerii. Depresia scade pragul de durere. Deci, în mod real, un pacient care se vaită la o intervenție ușoară de durere, este posibil să fie real. El să fie în depresie? Exact. Da, din cauza stresului și exact, a depresiei. Exact. Și atunci trebuie combătută și depresia, și stresul, și anxioliza. Spuneam de tehnicile acestea de sedare. Să vorbim puțin de sedarea aceasta orală. Practic, se realizează cu substanțe benzodiazepine, în cel mai frecvent caz, care sunt substanțe care, în mod obișnuit, sunt în premedicație actului operator în toate instituțiile din lume. Înaintea sării de operație se administrează o doză de ceva anxiolitic din aceste benzodiazepine. Cum se administrează? Se poate, deci, oral. Respiră? Oral. Deci, nu. Oral. Deci, înghite da. Pur și simplu. Da, eu m-am rămas nu. La inhalosedare. Înghite da. Pur și simplu. Deci, înghite pur și simplu. O pastiluță. Și aici, exact. Și avem varianta aceasta. O pastiluță cu 45 de minute, 60 de minute înainte actului operator, deci ca să existe un timp suficient. Și până în 2002 exista practica, dacă nu a fost suficient, mai înghite încă o pastiluță, mai înghite încă o pastiluță. În 2002, Asociația Stomatologilor din America a constatat că această practică este nesigură, pentru că se ajunge la supradozare și a interzis-o. Deci, o pastiluță. Este și atât. Suficient. Și atât. Da. Dacă nu este suficient, atunci mergem la sedare orală sau sedare inhalatorie, la etapa următoare. Nu discutam de o sedare ușoară, la nivel de anxioliză ușoară. Bun. Dintre remediile, la fel, care pot fi folosite, să spunem, și fără efecte adverse, singurul care este acceptat în America de FDA, deci de agenția de control a medicamentului. Avem un telefon, să întreb. Da. Bun, și revenim imediat, să nu vă uitați ideea, da, pentru că prezentăm o altă metodă, o altă tehnică. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua! Alo! Bună ziua, mulțumim că ne urmăriți, vă ascultăm. Numele meu este Gheorghe, sunt bunicul unui copil de 6 ani. Să dați televizorul un pic mai încet și ne auzim doar prin intermediul telefonului. Perfect. Deci aveți un nepoțel de 6 ani. Cu ce problemă? Da. Și la partea de sus, dinții care o să apară după ce cad cei de lapte, în loc de 2, o să iasă 3. La radiografie s-a văzut că o să iasă 3. Unul din ei, cel din mijloc, i-a deviat pe ceilalți, în radiografie se vede, și s-a recomandat extragerea lui după ce o să-i cadă cei de lapte, că încă partea de sus nu i-a căzut. Și vreți să aflați și părerea invitaților? Da. Sau dacă există o altă soluție, da? Da, și cum să învingem frica și a noastră, în primul rând, după aia copilului, de extragerea a dintelui încă ne-a apărut. Da, nu o să insist pe aspectul pur dentar, deoarece nu este specializarea mea. Probabil că e vorba de un dinte de lapte care persistă pe arcadă și cel definitiv a luat-o într-o direcție greșită, însă vis-a-vis de frică, asta discutăm în emisiune, există cabinete specializate în pedodonție pentru copii, unde există și metodele sau tehnologia necesară realizării acestor manopere și acum domnul doctor va vorbi inclusiv de inhalosedare, astfel încât copilul să nu simtă absolut nimic. Bun, mulțumim telespectatorului nostru pentru telefon și dacă dumneavoastră veți fi liniștiți, relaxați în momentul în care mergeți cu micuțul la stomatolog și explicați ce se întâmplă și că este în folosul lui, eu cred că așa este cel mai bine și atunci copilul... Și să nu uităm. Să nu folosim doctorul pe post de sperietoare la copii. Așa, dacă nu ești cu minte, te duc la doctor. Niciodată să nu-i spunem asta copilului. Apropo de încă un factor care produce fobia de corect. Mânii. Și să revenim la metoda de care vreau deci să vreau să spun de apariția unor picături, se numesc remediile Bach, care sunt florale așa. Și sunt singurele aprobate pentru conducători auto.
Deci ele nu influențează performanțele psihomotorii în ziua respectivă. Toate celelalte de care am discutat și vom discuta obligă 24 de ore de repaus. Bun, deci cu aceste picături, cu aceste după picături, vizita exact. La stomatolog, dar, putem conduce. Din păcate, repet, sunt numai pentru nivele de anxioliză ușoare. Aici este problema. Ce te faci cu ceilalți? Ce ne facem exact. Cu ceilalți deci, care sunt această inhalosedare, să spunem, poate rezolva, cum este cazul de care ați discutat adineaur copilașul. Există cabinete de pedodonție care au aceste aparate. Ele livrează un amestec de protoxid cu oxigen. Se crește progresiv concentrația de protoxid și protoxid de azot. De azot, da, și trece prin trei stadii în funcție de această concentrație, până între 5-20%, între 25-50% și analgezia relativă după 50%, practic, da? Aici vă întrerup puțin, da. Doctor. Continuăm după pauza de publicitate, okay. Domnul doctor Tanez și domnul doctor Fono. Trebuie să urmărim publicitate. Profitați, dragii mei, la 1313. Așteptăm întrebările dumneavoastră, astfel încât până la finalul emisiunii să putem să răspundem tuturor. Revenim după pauza de publicitate. Vă așteptăm. Din nou în direct, dragii mei, discutăm iată despre cum ne putem învinge teama, frica, fobia de a merge la dentist. Trebuie să reușim acest lucru, pentru că altfel lucrurile se complică și ne va fi tot mai greu. Alături de noi se află domnul doctor Taner Chemal, medic dentist, competență în implantologie, și domnul doctor Adrian Fono, medic primar, anestezie, terapie intensivă. Și rămăsesem la o altă tehnică, revenim la inhalosedare la copii și la adulți. Este o foarte ușor de suportat, pentru că este o măscuță de purtat în jurul nasului. Se aplică, copiii acceptă chestia aceasta cu relativă ușurință. Protoxidul de azot este gazul ilariant, deci cu o stare de bine, de bună dispoziție. Adică, pe lângă faptul că nu mai simțim durere, nu nimic, simțim așa o bucurie care sigur ne că inundă. Sigur că da, există însă o categorie din acești pacienți care însă au reacții exact disforice, au reacții paradoxale, trebuie să fim atenți la ei. Iar oricine, trebuie investigat bine. Da, deci trebuie o selecție a cazurilor. În toate aceste cazuri trebuie selectate cu atenție indicațiile și contraindicațiile. Toate tehnicile au avantaje și dezavantaje. La inhalosedare este necesară o ventilație foarte bună, chiar de 8 ore a încăperii. Atenție la posibilitatea de narcoză a personalului medical. Atenție la dependența persoanei medicale, la protoxidul de azot. Tot fac exact. De este sistem deschis. Pacientul vine și pleacă, medicul rămâne. Medicul rămâne și medicul mai rămâne expus la alte două probleme serioase, la neurotoxicitate pe nervi periferici și la mielotoxicitate. Deci, această popularitate care a fost foarte mare la un moment dat în America, în special, ați văzut filmulețele pe care a prezentat domnul doctor, este în scădere. La momentul de față discutăm de o sedare intravenoasă din ce în ce mai mult, pentru că există aici, să spunem, mai sigură. Da, este mai sigură. Este mai și sigură acționează pentru doar că asupra pacientului, nu și asupra medicului sau a personalului medical din cabinet, ceea ce este minunat. Asigură un confort sporit atât pacientului cât și operatorului. Lucrurile sunt sub control, se lucrează cu doze foarte mici, titrate, deci bucată cu bucată, pe segment, în funcție de intensitate și de lungimea operației. Noi adaptăm exact schema pe care o administrăm pacientului. Individualizată, pe afecțiuni, pe tot. În plus, au apărut aparate care fac acest lucru, fac un calcul al dozelor ce trebuie. Noi doar vom introduce vârsta pacientului, greutatea. Exact, automat. Deci viitorul este al acestor tehnici. Bun, bine că avem la dispoziție tot felul de tehnici, de metode. Bine că o luăm progresiv, așa, în funcție de gradul de anxietate pe care fiecare îl are. Poate că rezolvăm lucrurile mai simplu cu primele tehnici de care ne-ați povestit. Sosesc și mesaje și mulțumim telespectatorilor că ne urmăresc. Iată, cineva spune: gingivită, ce apare după lucrarea dentară, cum o pot rezolva? Ne spălăm foarte bine în jurul lucrării dentare. Gingivita apare ca urmare a acumulării de microbi de placă bacteriană.
Bun, și trebuie să tragem concluziile discuției noastre. Deci, iată, de reținut că există tehnici speciale, deci chiar există, nu doar o vorbă de încurajare din partea prietenilor sau a familiei, tehnici speciale care combat frica de dentist, proceduri moderne care nu presupun durere, ceea ce este minunat, pentru că se creează un anumit confort pacientului, la fel și medicului, pentru că dacă pacientul este relaxat, atunci dumneavoastră, în calitate de medici, vă puteți desfășura activitatea așa 10 cum trebuie. 10 secunde. Da. Vă rog, domnule doctor. Contează foarte mult și de fidelizarea pacientului. E bine ca un pacient să aibă medicul lui dentist pentru mulți ani. Altfel, această migrare din dentist în dentist nu îl va obișnui niciodată cu cabinetul și cu medicul. Corect, respectiv. Așa se creează o relație de prietenie. Deja ești categoric obișnuit cu mâna medicului, categoric cu stilul lui și știi că poți avea încredere. Datele de contact ale invitațiilor le găsiți pe forumul emisiunii La Trăiește Sănătos, pe pagina noastră de Facebook, tot La Trăiește Sănătos. Mulțumim pentru sfaturi, pentru prezență. Vă așteptăm să reveniți în emisiunea noastră alături de telespectatori. Vă așteptăm cu drag. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați fost din nou alături. Nu uitați că ne puteți scrie la trăieștesănătos@antena2.ro. Ne puteți face propuneri privind anumite subiecte pe care doriți să le discutăm în emisiunea noastră. Mâine vorbim despre tuberculoză TPC cu domnul profesor dr. Constantin Marica, vicepreședintele Societății Române de Pneumologie. Apoi discutăm despre hemoroizi în anotimpul cald. Invitat va fi domnul dr. Horia Roman, medic primar chirurgie generală, doctor în științe medicale. Sunt Simona Dragomir, sănătate, vă doresc o săptămână bună, pe mâine de la ora 15:30, deci ceva mai devreme, 3:30, pentru a învăța împreună cum se trăiește sănătos. Vă aștept și acum vă las cu Radu Buzoianu, colegul nostru, la Showtime. Rămâneți cu el! We'll be right back.